Смиралда Цицуаса. Uiți la clip și n-ai dat like, te-ai uitat așa doar pentru oameni, dar nu vezi dacă n-ai de like să vezi cu ce se întâmplă. Prima chestie care ți se poate întâmpla sunt coai. Lănșorul ăla vede tot. Da, vede absolut. Vreți să cântați cânticul, refrenul cânticului ăsta pentru mine, pentru canal? 2, 3. Dar cine-i mare șobol, da șobol. Bă, la care nu dă like, bă, nu dă like, nu dă subscribe. Cine-i mare, cine împreună? Cine-i mare șobolan? La care nu dă like, nu dă subscribe. O strigat. Bă, scoală-te, bă. A dormit pe 10 ore. Iar polițist. Domn polițist, bună seara. Două. Numărul 1. Opa. Și faci, bă? Frate, bă, e amuzant, mă, n-am ce să zic. Bă, e amuzant chiar și eu ca ceva amuzant și nu găsesc, bă. Voi ați găsit ceva? Da. Și? Vrei să zic un banc? Ia-mi zi. Te aud și eu și alți doi colegi de-ai mii. Ha. Un polițist oprește un ungur, da? Băi, să mor pe locul ăsta. Înaintea voastră am dat de un polițist de 2 ori. Stăm p***a în mașină cu telefonul și de pe Omni TV. Băi, tu ești polițist, ori ești p***a mea și ești. Nu te și fur, prinde hoții, nu sta... Nu importă, zi bancul, scuze că te-am întrerupt. Deci un polițist oprește un ungur, da? Uh-huh. Îl suspectează că a băut alcool, știi ce-i pune? Dacă ai să-mi spui? Otilotestul. Băi, nu m-am prins. Eu s-o leac așa, mai, uite și colegii mei, sunt români curați, eu nu sunt român curat, eu așa sunt jumate rus. Jumate? Jumate. Colegii mei toți zici cum s-o prins. N-am auzit. De ce s-ar scafandri pe spate din barcă? Da, că nu s-aie pe pânge. Că dacă nu s-au pe spate, trebuie să aibă, s-aie pe pânge, nu? Pe pânti și pe pieptă în p***a, mă zici. Iară tu, bă. What, mother... You're such a dumbass, man. Vorbești cineză, băi, nu-ți înțeleg. Să moră dacă nu se auzi mai bine ăla decât ăla cu bancul cu ungurul. Uh-huh. Ce-ai pus în cap, băi? Cerșaful? Dar nu te aud o p***, grești mai tare. N-am bani de green skin ca tine și îmi pun plapul mă în cap. Ok, perfect, uite, e perfect. Băi, pălăria, dar pălăria e mișto, bă, frate. Da, omule, bun, eu zic serialul și ăla povești cu Jimmy, știi, eu sunt pălărie. A, tu ești pălărie, păi, perfect, uite. Dar mă mănânc o ureche. Aia e bine. Da, fumatul, ai lăsat fumatul? Eu, da, nu fumez, doamne. O să moră viața. Văd că ții în gură pixul, dar eu țin în gură, uite, căcatul ăsta, tot e mai bun pixul ca căcatul ăsta. Bă, e mai bun, mă, că o scrie ăsta te învață carte, dar să-mi bat, nu l-am folosit niciodată. Băi, ia stai, Leacă, după accentul tău, de unde ești, din ce zona României? Eu îs din Transilvania, din Ardeal. Din Ardeal, bravo, pentru că am un subscriber aici care de multe ori intră și mai vorbim, mai jucăm împreună, mai distrăm și are accentul tău. Ai canal de YouTube? Păi nu vezi green screen-ul din urmă? Uite, bă, că eu nu mă știu cu de-astea. Nu dăm timp normal, ai pălării. Băi, dar stai așa, pălăria asta e a voastră tipică din zonă? Da, e pentru călușări. Băi, ia-mi ascult o chestie. Eu am un personaj, uite, am doi colegi ăștia care te aud pe tine, tu până și nu-i auzi, care n-a să-mi dă voie să mint, am un personaj cu pălărie. Dă-ți cumpăr pălăria. Ce să fac cu pălăria? Să o văd așa, să o vedem? Să-mi o vinzi în ei. Să fac live-urile mele cu pălăria asta în cap. Zic, băi, asta e pălărie din Ardeal, că-mi bag... Pălăria asta a trecut printr-o bătălie și e șifonată rău de tătii. Moștenire de la bunicul, nu o dau asta. E și foarte veche pălăria asta, are în jur de 60-70 de ani. Dar cine vorbește, mă? Ok, perfect. Nu, sincer, bă, nu, lasă aparte, lăsăm glumele. Sincer, vrei să-mi o vinzi? Moștenirea la bunicul, nu am cum să o dau. Uh-huh. No. Băi, uite... Hă? A, vorbiți colegii ăștia, nu ești neopruc că vorbiți voi ceva. Ianzi, dar nu, tu i-auzi pe dânsii, nu? Nu. Tot băiatul te rezolvă. Au tătat.
Acum mai aud. Băi, amu te aud, ia-mi rezolvi, hai. Vreau pălărie și e, fă și vrai, vreau pălărie și e. Ia zi, moșule, cât e pe? Nu, că bine asta, bă, dar nu e de vânzare, nu, că... Lasă, moștenire de familie. Tot ne-am dus, ce a rămas în urmă, a rămas degeaba. Păi a rămas, astea s-a amintit. Cât de des o țin cap? Bă, frățică, bine, bă, dacă nu vrei să-mi vizi pălăria, plec eu. Dar dacă te răzgândești, dacă te răzgândești, mă găsești, ok? Bă, contradin, că mă tăi mai chinu pe YouTube. Aha. Bun, șau, băi. Opa, stai, asta e și că ți-am zis mi-o arăta o țâță, băi, și îmi pări cam mică de ani. Care e, bă? Grești română? Nu, Italia. A, să e italianul, bă. Bă, că e ca să stai afastă o oră, băi. Dă mai tare, băi, dă volumul mai tare. Bă, nu merge că după aia mă dă ăștia de la bloc afară, ești prost. Te dau afară? E ora 4 în p***a lui, cât vrei să dau, ok? E la 12, ce p***a? Aiure, dacă eram la casă... Bine, da... bine, băi, nu mă dă mai tare, dă casa mai aproape de microfon, că cântă acolo ceva așa. Stau și eu cu colegii aici, vreau să ne distrem un pic și măcar o leac de muzică, dacă p***a nu găsim pe omeul ăsta. Hai, bă, Mărisă, bă, pentru tine, Mărisă, îmi ba p***te mici. Bă, bă, nu da tare, bă, nu da volumă. Hai, hai, tat. Opa, stai și nimic? Stai, bă. Opa, o româncă, finalmente, că numai peste italiene am o sara dau. Bună seara, doamnă. Ești română sau în ce limbă? Pe jumate rusă, jumate italiană și jumate română. Cred că să ne înțelegem, da? Nu, 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 fac episod. Ce adică filmez, pe urma să editez și am să bag. Că la oara asta, doamnă, și ne uită live-uri. Numai eu și dumneata doar, că pe altcineva n-am găsit. Deci o să fiu într-un clip. O, deci trebuie să fac multe live-uri. Trebuie să mă pui pe mine ca de la, cum îi zice, gen începutul clipului. De acord, de acord. Uite, faci așa, faci așa. Și asta și prima pagină. Stai așa, îți dau mai într-o parte. Ridică mai sus, ridică mai sus. Perfect. Te pun pe prima pagină. Prim plan, background-ul. Uite, am aici doi colegi spune care ne ascultă, da? Spune canalul de YouTube ca să... De fapt, scrie Emir ca să-i fac o poză, ca apoi să mă văd. Nu funcționează așa. Uite, păi cum funcționează. Uite cum funcționează. Tu îmi spui numele tău, îmi spui un nume care vrei tu. De exemplu, Smeralda Țâțoasa, de exemplu. Frumoasa, Clocoasa, cum vrei tu. Îmi spui, îl memorizez și mâine pe la orele 10 pe timpul României, bagi pe YouTube și scrii, de exemplu, Smeralda Țâțoasa. Și ai să găsești episodul. Ok, deci vreau să mă numesc... Stai așa să registrez. Vreau să te numești... Cum îmi zic? Uite, și episodul ăsta îl numesc, de exemplu... Bine, hai, zic cum te auzim. Cum spun toți de pe Omega, dar eu o să articulez și un pic emoloaică. Emoloaică? Moloaică, de la emo, că eu semă, dar eu zbot. Ia mai bine scrie, că pe omul ăsta scriu în turcească și n-a să înțeleagă nimeni. Scrie mai bine un mesaj cum să te numesc ca să te găsești mâine pe YouTube. Rochera de pe Omega. Scrie în chat. Eu o copii și așa o înregistrez exact. Rochera de pe Omegle. Omegle se numește? Eu știam că e OMTV. Da. Stai așa. Da, dă că eu mai bine copii așa ia și pun aici ia. Rochera de pe omle. Perfect, uite. Mâine. Deci dacă mă caut așa, mă găsesc. Okay. Dacă te cauți așa, te găsești. Dar trebuie să-mi spui întâi ceva interesant, că să am și pune pe YouTube și am spun numai. Că, nu știu ce să zic interesant. Ia ca aici, 100% că te bag pe YouTube. Cine nu dă like, e șobolan. Să știți, bă. Uite, v-a spus rochiera de pe
Omegle. Da. Rocheră de pe Omegle. Băi, mie-mi vine incomod să zic Omegle, pentru că eu știem ca om, e tivu, omul e Omegle. Bine, așa să fie Omegle. Cu ce vă ocupați, doamnă? Sunteți în România, da? Eu mă ocup cu liceul în mare parte. A, v-am spus doamnă, înseamnă că trebuie să vă spun domnișoară. Domnișoară, nu-mi donez mie lănțișorul. A, lănțișorul să-mi donez? Nu. Nu, băi, nemernicule, domnișoara nu donează la nimeni lănțișorul, pentru că eu, dacă nu greșesc, asta e o stea în cinci colțuri, înconjurată de un cerc și te protejează de... De nimeni, mulți spun că e satanistă, dar nu sunt satanistă. De șobolani. Te uiți la clip și n-ai dat like, te-ai uitat așa doar pentru oameni, dar nu vezi dacă n-ai de like să vezi cu ce se întâmplă. Prima chestie care ți se poate întâmpla sunt coaiele. Să nu le poți duce și stai tot timpul așa într-un loc. Uite, asta eu ți-o garantez. E drept? E drept? Spune drept. Da, e drept. Ok. Lănțișorul ăla vede tot. Da, da, vede absolut. Spune-mi așa un secret, numai între mine și între tine. Nu ați știe bine nimeni în afară tot canalul. Și profil în vest la liceu? Științe sociale. Au, ca mine, profil umanist. Ave, cândva era profil umanist, acum științe sociale, da? Și cineva ne-a zis, bă, știa numără bani, o să știu. A putut și învață legea. Pentru că dacă știe număra banii, în ziua de azi matematica e suficientă. Du-te și învață legea, că dacă ești, știi legea, știi te comporta în lume și știi foarte multe alte chestii. Și m-am dus să învăț legea și cu părere de rău, cum era pe timpul ăla, prin anul, să nu mint, 99-2000, foarte, foarte greu, contracte, trebuie eu bani, trebuie eu, ăla care avea știință, nu putea învăța că n-avea bani, ăla care avea bani, îl durea în măciucă să învețe că avea bani și... Da, bravo, nu suntem toți perfecți, nu putem să știm toți toate cele, unul e prost în carte, e hâtru în viață, e deștept în viață, altul e prost în viață, e deștept în carte, fiecare e dat așa cum trebuie să știm. Dar principalul e să nu uiți că nu e important în și ești deștept și în și nu ești deștept, trebuie și om și asta. Odată și ești om, ești respectat și văzut din toate părțile binișor, să zicem, dacă nu bine, binișor. Da, clar. Uite așa. După ce punct de vedere ai și educi oamenii de pe canal foarte bine, din punctul meu de vedere. Adică sunt alții care învață doar să intre pe Omega să facă mișto de alți oameni. În schimb, tu, uite, mi-ai dat așa o lecție și mi se pare frumos. Eu zic să... Mai mult ca să dau lecții, ca atare nu dau, nici n-am încercat și odată să dau. Eu cer părerile de vedere a oamenilor. Coleg de aici, coleg din colo, înțând pentru mine și ne mai uită, mai vede și el, mai colegii de dincolo și asta e. Cum îți spun în viața reală, dacă nu e secret? Numărul de telefon nu mai cer, că nu mi-l dai, asta sigur. Da, ok. Odet. Cum? Odet. Odet. Nume grecesc, da? Nu, e german. Până acum câteva zile, de fapt luni, credeam că e un nume francez, dar nu, e nume german. Adică are origini germanice și, nu știu, mai departe, nu știu ce semnifică. Chiar nu știu ce semnifică. Ok, așa. Domnișoară Odet, îți mulțumesc pentru 5 minute trecute împreună, că m-am relaxat un pic, că îmblând pe canalul ăsta am găsit numai de aia care stau să văd numai de ei și până o leac mai jos de buric, știi? În caz că apare o domnișoară, dă camera mai jos. În caz că apare un cunoscut, dă camera mai sus. Da, îl știu ce e pe aici. Bine, o seară plăcută, adică o dimineață plăcută în continuare și intră pe mâine, pe canal. Mersi, o să-ți canalul, pa, pa. Pa, pa, pa. Uite, te-am găsit iară, domnișoară. Și mai faci tu? Uite, tu m-am părut rău că v-am dorit o seară plăcut și am plecat de la voi, că am îmblat până acum pe canal și am găsit numai nebun de ăștia care șed și fac acolo. Rișoarele n-au și faci. Uite, de m-aș faci și eu mai acolo, mai lângă voi, pentru că sunt aici cu doi colegi de mei, doi prieteni, doi cunoscuți, care îmblăm și noi ca nebuni, scătăm ceva distracție și nu găsim, dar voi stați acolo și vă ia, asta ia, vă ia, vă e urât, adică aveți nevoie de, și voi de distracție, da, de companie. Sunteți între ei. Bă, ele sunt trei, bă. Da. Băi, și-s frumușele, uite. Aole. Ia-nă, ziceți ceva, chile, poate nu cred că sunt cu voi. Perfect, mie îmi convine. Domnișoara cu pumă. Vreți să cântați cânticul, refrenul cânticului ăsta pentru mine, pentru canal?
Da-l modificăm un pic. Uite, da-l modificăm un pic. Cântați voi bucata aia, așa, pe eu continui mai departe, da? Hai toți trei, dați-i bătaie. 1, 2, 3. Dar cine-i mare? Șobol? Da șobol. Bă, la care nu dă like, bă, nu dă subscribe. Cine-i mare? Cine împreună? Cine-i mare? Șobolan. La care nu dă like, nu dă subscribe. Mulțumesc frumos, fetele. O seară plăcută în continuare. Dacă mai dați de mine, nu mă trieșiți. Mai discutăm câteodată, mai întrebăm cum la mine, cum la tine. Puteți să-mi spuneți o chestie? Cum? Aveți canal de YouTube? Da, să zic așa, un canalel micuț. Pe YouTube ai să scrii cine e Mare Șobolan și ar să-ți apară episodul ăsta. Bun, fetele, o seară plăcută. Poate ne mai auzim. Ciao, ciao!